Trebuie să înțelegeți că activitatea noastră directă de sport rezidă din fișa postului, în primul rând, pentru că pe lângă această implicare în activitățile sportive care se derulează pe teritoriul județului Maramureș, avem mai multe activități, mai multe acțiuni. Pe lângă faptul că noi centralizăm toate rezultatele sportive pe care sportivii maramureșeni le au pe parcursul unui an de zile și că alcătuim clasamentele și sprijinim dezvoltarea sportului, atât sport de performanță cât și sportul pentru toți, la nivelul întregului județ. Facem acest lucru prin alcătuirea unor calendare proprii în care cluburile sau asociațiile sportive din județul Maramureș care doresc pot intra în parteneriat cu noi, astfel încât noi încercăm să sprijinim în ce măsură noi putem, adică cum sprijinim? În primul rând, prin sfaturi metodice și indicații în momentul în care suntem solicitați și, de asemenea, introducând aceste acțiuni în calendarele proprii ale direcției, încercăm să punem la finanțare în limita bugetului pe care l-avem la dispoziție și să sprijinim acest punct financiar, din punct de vedere financiar, aceste activități. Astfel, la genul de activitate pe care dumneavoastră ați menționat-o, noi ne-am implicat până la dispoziție clubului Red and Black Dance. Prin acea acțiune, o parte din cupele sau din premiera pentru participanți. Într-adevăr, acțiunea a fost una de amploare neașteptată, a fost surprins plăcut față de amploarea care a luat această competiție și dezvoltarea ei. Ne bucurăm că au participat peste 17 cluburi și undeva la 300 de sportivi. Din câte am înțeles, au participat în 700 de copii în acțiunile care s-au derulat pe durata unei zile de competiție, o zi care a fost foarte grea din punct de vedere al organizării și al desfășurării. Și aici trebuie să ținem cont și de sprijinul foarte mare pe care l-au avut organizatorii în această organizare. Pentru că chiar dacă direcția s-a implicat în această organizare, pot să spun că a fost un procent destul de redus, pentru că marele merit revine organizatorilor și părinților care au sprijinit prin voluntariat organizarea acestei activități. Ce ar trebui să știe cluburile, chiar dacă probabil mulți dintre ei cunosc, în momentul în care au nevoie de sprijinul dumneavoastră, ce trebuie să facă ei? Conform procedurilor, la începutul fiecărui an calendaristic, noi alcătuim un calendar al activităților proprii, la care cluburile doritoare din județul Maramureș sunt invitate să participe pe baza unor scrisori de intenție, unor calendare proprii pe care ne le înmânează. Noi însă analizăm aceste calendare și în funcție de bugetul pe care avem alocat de la nivelul ministerului și în funcție iar de tipul de acțiuni pe care le propun aceste cluburi, să le introducem în acest calendar al nostru, astfel încât să încercăm să ne aducem sprijinul, chiar dacă nu în totalitate pentru derularea unei competiții, dar să acoperim anumite lipsuri pe care aceste cluburi le au în organizarea acțiunilor. Astfel, noi, pe baza fondurilor care le avem, achiziționăm de regulă medalii, cupe, trofee pe care le punem la dispoziție cluburilor organizatoare pentru a veni în sprijinul organizării acestor competiții.